Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mai vorbim și despre ce se întâmplă în țara noastră. Ce important? Se întâmplă în țara noastră, băi, important. Nu poți inventa. În România, ieri știrea a fost cu palmierii din capitală, ați văzut? Mare scandal în capitala țării noastre. Mi-au lăsat fără palmieri? Da. Mi se pare tare fascinația asta pentru palmier în 2023. Sincer, și eu când am fost prima oară plecat din țară în 2001, cel mai tare m-a fascinat palmierul. Am fost în Italia, aia a fost prima mea excursie în străinătate. Da. Și când am ajuns pe la Veneția, am văzut doi palmieri în niște ghivece. Rămas mut. Adică am văzut în sfârșit, asta era semnul maxim de exotism pe care îl cunoșteam eu, palmierul. Și eu mă mir cum în contextul ăsta aia în Dubai nu pun brazi. Da, corect, bună, foarte bună observație. Da, aia și aici așa. Ea să zică, bossul meu, adun doi brazi, dar vreau ceva frumos de aia, cum pune aia de Crăciun la Sibiu, exact. În România. Și cu aer condiționat la fiecare. Da, ăla-i semnul nostru de exotism, știi? Și să-l și pudreze cu zăpadă. Da. Păi, acum aia din Dubai au piste, de-alea, pârtii de schi. Au pârtii, dar fără braji. Da. Adică te dai pe pârtii, n-ai ocazie. Dacă ieși de pe pârtie, te lovești de perete în loc să spargi capul de brad. Ca așa și noi avem palmier la termen, adică în interior sunt palmieri. Asta palmierul de exterior, asta e fentă. Dar știi că în anii 90 mă întrebam, ca tânăr jurnalist, ce aveam atunci? Caritas, mineri, bătăi, jafuri, racheți, crime odioase, îngrozitoare. Bă, ce fac jurnaliștii elvețieni? Cum se plictisesc ei jurnă? Despre ce scriu ei, mă, săraci? Da, da, ce-or face? Și uite-mă că am ajuns la acel stadiu de dezvoltare că începem să avem și noi probleme de lumea întâi. Adică toată discuția ieri, dezbaterea națională, a fost despre palmierii plantați de Negoiță, Negoiță primarul sectorului 3, fără drept, în buricul târgului în centrul capitalei patriei noastre, România, și cu domnul primar Nicu Șordan, care a scobărât din biroul său de la primăria capitalei. A ieșit de la frizerie, da? Da, a ieșit de la frizerie și au ordonat să se scoată toți palmierii și să se mute, să-i ducă la unde au văzut unde ochii, unde o știi, să-i ducă la domnul Negoiță, înapoi, acasă. Acum, noi am vrea să vorbim despre asta, că nu reușesc să mă hotărăsc cine are, de fapt, dreptate. Cumva amândoi au dreptate. Deci, Negoiță a venit și a zis să fie frumos aici. Să fie, erau niște turiști străini foarte încântați. Ia uite ce loc de promenadă, ce nu știu ce, da, ca tine în Italia. Da. Și eu, uite, palmier la București. Exact. Pe de altă parte, și domnul Nicu Șordan a zis, domnule, avem o lege, adică nu poți să faci aici ce vrei în mijlocul Bucureștiului, te apuci și pui tu ce vrei, nu are dreptul legal să facă chestia asta și ca atare trebuie să respectăm legea. Și s-au oțărât unul la celălalt, sau luat de gât prin declarații și au dat diverse declarații. Aș vrea să ascultăm câteva și după aceea să vorbim și să ne spuneți și voi, cine credeți că are dreptate? Adică unii ziceau, mă, dacă tot i-au plantat, nu mai bine îi lăsau acolo, ce rost are să-i mai scoată? De 0372069599 să vorbim și noi ca elvețienii despre problema asta care ne frământă și să-i ascultăm și pe împricinați. Mai întâi, domnul Nicu Șordan. Sâmbătă a venit poliția municipiului București, poliția locală a municipiului București, trimisă de mine, și a găsit un cetățean bulgar care coordona niște cetățeni nepalezi care n-aveau niciun act și care plantau acești palmieri. Suntem totuși la kilometru zero al Bucureștiului, da? Și în momentul în care amenajezi kilometru zero al Bucureștiului, trebuie să te consulți cu niște specialiști. Nu poți să vii de capul tău să pui meri, știu eu... Era specialistul bulgar. Primarul a observat, deci, muncitorii imigranți, practic ilegali, făceau treaba aici în centrul București, unde sunt documentele de lucru, au venit nepalezi, știi? Da, da, da. Că în Veneția au venit niște români, fără acte, cu un cetățean bulgar, care plantau, nu știu ce Dumnezeului ar fi zis venețianul, la noi aici, pe Canal Grande. Păi nu pui pe Canal Grande ce vrei. Corect. Nu, în Veneția erau în ciuvăre palmierii. Ciuvăre. Ciuvăre, da. Următorul, domnul viceprimar de la primărie. Dar mi-a plăcut cu meria asta de la Nicu Șordan, nu n-aș fi văzut venind. Mi-a plăcut, da, a fost bun. Tradițional ar merge cu pruni. S-ar putea să-ți placă mult de domnul viceprimar de la capitală, domnul Horia Tomescu. Vor fi scoși palmierii astăzi. Centrul capitalei București, capitala României, nu este nici Dubai și nu este nici grădina cu maimuțe a primarului Negoiță. Înțelegi? Maimuța cu palmierul nu prea sunt.
Grădina cu maimuțe. Mamă, dar s-au supărat rău de tot. Păi da, face aici grădină cu maimuțe. I-a deranjat, făceau treabă și i-a deranjat. Bun, și acum și domnul Negoiță și dânsul foarte indignat că nu este lăsat să facă treabă în locul în care, sigur, nu e treaba lui să facă treabă, dar el a vrut să facă ceva frumos. Cu ce-l supăra câțiva copaci la Piața Unirii, în zonă centrală, într-o zonă aridă, în care aerul este foarte poluat și niște copaci nu pot face decât bine. Deci, ce nu știe dumnealui, probabil că n-a fost la școală la lecția asta, copacii folosesc în existența lor procesul de fotosinteză. În procesul de fotosinteză, copacii și toate plantele respiră dioxidul de carbon, rețin carbonul și eliberează oxigenul. Mamă, deci practic ne dau nouă viață. Bun, sigur. Bravo. Ce bună lecție. Acum palmierii în procesul, e un proces de fotosinteză mai mic, pentru că au și niște frunze mai mici. Dacă vreți un proces de fotosinteză în existența lor mai mare, punem copaci cu coroane, aia crezi, numă, poate dacă... platan, poate arțar, adică niște copaci, sigur, fiind poluare mare în centru. Cred că și niște bananiere ar merge, că au... Banan, de ce nu pune nimeni? Banane au pus prietenii mei la grădiștea la țară, la maică-sa în curte, au pus doi. Am apropo de asta, că au pus recent o poză, da. Au mai încercat să pună și acum 3 ani, iarna bananul moare. Cum stau cu fotosinteza? Încăpățânați, ia? Da, da, o tot încearcă. Unii să aibă banana lor de casă, de curte, de țară. Avem banane de țară? Ia, mă, mică, ți-am adus o banană de țară de la mine, de la Valea Doftanei sau grădiștea. Grădiștea, grădiștea de Giurgiu aici. 0372069599. Știu că unora dintre voi o să vi se pară subiectul derizoriu, dar serios că nu este. Adică pentru mine cumva este o încântare că am ajuns să ne certăm, să discutăm de astfel de lucruri. Deși, pe de altă parte, mă gândesc că Bucureștiul săracu, sărmanul de el, bă, are atâtea probleme, încât chiar aș vrea să văd mai multă energie din partea edililor pentru rezolvarea altor probleme, traficul, un pic de metrou în plus, să zic așa. Eu așteptam de la domnul Nicucior să-l văd într-o zi pe stradă să aplice planul ăla din campanie. Dar avea, era făcut de câțiva ani buni, scris, da. Trebuia doar aplicat, adică... Semaforizarea automată, aia, ceva... da. Hărți apus, să știi. Să știi că funcționează traficul de la Otopeni. De pe mine m-a adus taromul noaptea, după, mult după miezul nopții. Funcționează calea ferată. Deci poți să vii cu ea până în la gara de Grindeanu, nu e domnul. Nu știu, autoritățile e clar că fac ceva. 0372069599. Avem câteva minute să vorbim despre această întâmplare. Ce părere aveți? Ce impresie vă face? Cine credeți că are dreptate? Și ce trebuia făcut cu palmierii aia? Totuși că până la urmă au fost scoși, 26, și trimiși înapoi plocon domnului Negoiță, care îi pune în altă parte. Băi, și asta. Dar cum a cumpărat? Știi că a cumpărat fără licitație. Probabil că s-a încadrat în... Cineva avea pe ștoc niște palmieri. Da, s-a încadrat în... Nu e o limită, un plafon, nu știu. Da, bă, astea sunt șmecherile vechi, da. Că ne încadrăm în plafon. Vorba ta, avea cineva pe ștoc. Da. 5-6 palmieri. Avea livrat. Mulți, mă, ca 26 de palmieri. 26 de palmieri? Da, numai de la Unirii și mai pune și prin alte părți. I-a luat în gru. Încep tu, Luca, ai un mesaj? Da, avem mesaj cu poze de la Arad, de la Ioan, care ne zice că există un loc acolo care se cheamă Plaja Gheorog. La Mureș. Așa, și zicea, la Arad avem plajă cu palmieri lângă lac. Uh-huh. De ce să nu fie și în centrul Bucureștiului? Și ne-a trimis eu o plajă, dar au palmieri mici, de ăștia, de talia aia umană, așa, adică la 2 metri palmierul. E o climă mai bună ca la București. Dar unde au vrut să-i pună la Unirii pe ăștia? Unde au pus? În centru, în mijlocul piesei. Poate nu puteau să-i pună lângă fântânile doamnei Gabi? Să știi că de-aia mai mici. Și Ioan continuă, zice, și am și banan în curte. Nu moare iarna, dar trebuie tăiat până la nivelul sorului, acoperit cu frunzele lui și primăvara iese iar. Deci eu iei de la capăt în fiecare. Că bananul, mă, să faci treaba cu el dacă știi să... Mihai, bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Mihai, salut. Vreau să-i spun domnului din Arad că noi încă nu avem un lac în Piața Unirii, dar așa. Te poți aștepta la primarie ăștia. Depinde ce țeavă se mai sparge, nu... Să punem pe Ciurel, nu neapărat în centru. Exact. Da. Și vreau să vă întreb ceva, mai știți ceva de palmierii domnului Dan Matei Agaton de la Mamaia? Mai trăiesc? Cu mazăre. Ne scria cineva că îi băgau în nu știu ce seră iarna.
Da. O vrăjeală, da. Sunt bani șmecheriți. Dacă toți era o seră din Dubai și i-a duceau pe alții după aia. Da, i-a dus în Madagascar și când s-a întors n-a mai apucat să ia și pe ea. Da, deci nu prea ești de acord cu ce se întâmplă, nu? Deci domnul Nicușor Dan are dreptate. Uh-huh. Adică în existența domnului Ionuț, ca să te cuite, ca să citesc cum a citat, cum a spus dânsul, a trebuit să știi că nu poți să vii să pui... să amenajezi un loc, un spațiu care nu e al tău. Da. Teren care nu e al tău sau așa. Da, asta mi se pare că... foarte tare. Domnul Robert Negoiță, să știți că a mai amenajat de vreo 3 ori pe acolo în Piața Unirii, a spart trotuarul. Nicușor Dan era furios din pricina asta. Da. Că a zis, dom'le, noi am pus trotuar și a venit ăsta și după 3 luni a schimbat tot pe aici, a spart, a luat materialul, ne-a dat înapoi. Așa e, când ai doi primari harnici. Da. Mai face, înțeleg, domnul Robert Negoiță este hiperactiv. Mai face, foarte bine că face, dar înțeleg că face un pasaj pe undeva pe la Glina, la fel este teritoriul administrativ al cuiva. Deci pe unde vede un loc să pună și el ceva. Poate să vină și în sectorul 1, că sunt câteva străzi fără trotuare. Avem doi de Robert în așteptare, nu știu dacă e vreunul Negoiță. Robert, bună dimineața! Salut, salut. Robert! Bună dimineața! Bună, Robert! Da. Deci întrebarea este simplă. Cunoașteți vreo piață în Europa civilizată, Budapesta, Roma, Madrid, în care să apară un primăraș de sector, să pună el pe bucățica lui, care zice că e în arondizmentul lui, să pună ce pavaj vrea el? Nu. Imaginați-vă piața Navona, în care vine un primăraș de suburbie italian, în care zice trotuarul ăsta e al meu și îl fac eu cu... Dar să știi, Robert, că nici în România, în toate locurile, nu se poate. Prima dată când am ajuns în Sighișoara, cred că era 2007-2008, era o manifestație de protest acolo a sighișorenilor, pentru că primăria voia să schimbe Caldarâmo într-o parte a orașului vechi, a cetății de sus. Băgau și oamenii noi erau în spume și pe bună dreptate erau foarte furioși pentru că spuneau, păi pavajul ăsta aici este de la 1500-1400. Cum să-l schimbe el cu nu știu ce pavele de beton? Și oamenii s-au opus. Da. Deci se întâmplă și în România. Așa, au fost și la noi când au schimbat piatra cubică de la Arcul. Mie mi se pare ireal discuție. Că da. Primărașii de sector au puterea să facă cele taie lor prin cap în mijlocul orașului, unde ar trebui să fie un peisaj unic, de bon ton, care să atragă turiștii, să le placă. Nu să râdă ăia, uite aici e green, partea elaltă roșu, dincolo verde. Uh-huh. Fiecare sector are bordurile lui. Deci da. Asta este un fel de favelas. Nu este un fel de capitală europeană. Da, Robert, mulțumesc. Adevărul că mulțumim. Sunt un oraș care are 7 primari și dacă punem și mafioții de primari din jurul capitalei, din toate comunele care de fapt sunt și ele tot cartiere din București acum. Da, mai sunt deci vreo 4-5. Un oraș în care sunt, cred că, vreo 20-30 de mafii locale care se înfruptă din banii Bucureștiului. Albert zice, poate sunt palmierii din Timișoara, că aici în Timișoara nu mai sunt. Nu mai sunt. Sunt mai multe mesaje care spun că și domnul Robu a pus la un moment dat în Timișoara niște palmieri. Bă, dar ce au cu palmierii? Este ceva o rețea cu palmieri care plasează palmieri. De ce nu plasează banani, vorba e aia? E BMW-ul între mașini și e palmierul între copaci. Da, pă, bun. Dragoș, bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața, domnilor. Salut. Să trăiești. Eu cred că este o problemă sistemică mai mare în toată povestea asta, în sensul în care, cumva, la nivelul inconștientului sau conștientului colectiv, cu toții ne pricepim la de toate, cu toții avem dreptul să facem tot ce vrem noi și uităm că există niște legi, regulamente, care sunt acolo ca să păstreze niște granițe de manifestare, de existență pe această lume. Cred că domnul Nicușor Dan are un punct de vedere foarte solid în ce privește discuția cu domnul Negoiță. Și acum, dacă discutăm despre palmieri, sigur, palmierii sunt niște copaci absolut spectaculoși. Ori undeva, iarăși, la nivel sistemic, noi vrem să arătăm că suntem și noi frumoși, buni și într-un fel. Uh-huh. Minunat ar fi fost dacă cei doi ar fi putut avea un dialog și în loc să pună palmieri sau ce a pus domnul Negoiță acolo, să găsească soluții pentru copaci locali. Și în felul ăsta încurajăm și ecosistemul uh-huh. natural să fie prezent în orașul nostru. Întreg Bulevardul Unirii a fost plantat în ultimii ani cu arbori care au legătură. Poftim? Cu de toate. Da, mă rog, sunt foarte mulți platani, sunt tei, cred că mai sunt ceva gen conifere pe acolo sau... Și vegetația s-a dezvoltat foarte bine, arată foarte bine.
Și în centru au fost puși platani. Vezi, lipset ceva. Da, mă rog, acum și platanii sunt controversați. Înțeleg că sunt, pot fi, eliberează niște alergeni, dar, de exemplu, între Piața Victoriei și Piața Romană, în centrul capitalei, cred că în urmă cu vreo 15 ani, au fost puși niște platani care nu arătau cine știa atunci. Și am zis, bă, sunt cam mici. Acum arată spectaculos. Sunt frumoși, da. Și chiar sunt aclimatizați, au crescut frumos și chiar în existența lor fac fotosinteză multă, nu ca palmieri. Mi-am cer scuze, am primit un mesaj din Panama. Da, de la Panama. Vio, da, care spune că bananul nu e copac. După ce dă fruct prima și singura dată, moare. Deci așa merge treaba cu bananul, ca da, să de asta mai taie. Bate în câmpii. Da. Bine. Panama ne-a scris, băi. Panama, ce tare. Robert, al doilea Robert, din păcate nu mai avem timp să intrăm în direct. Cred. Mulțumim tare mult. Păi, păi l-a ținut pe Robert. Păi și ce să facem? Mulțumim, asta este. Robert, uite, vin Zafa închis, nu eu. Da, bine, bravo. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.